Dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barat, de Samson, de Eftai, de David, de Samuel și de proroci. Prin credința cuceritei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrășmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit bătăi, batjocuri, lanțuri, închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăuri, chinuiți. Ei au murit uciși de sabie, au privegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Amin. Ocupăm locurile. Suntem înconjurați cu un or așa de mare, de mare. Cel care v-a mărturisit înainte, fratele Pavel Pătruț, face parte din orul acela de martori, adică din orul acela al oamenilor care au suferit pentru credința lor în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și cum spunea fratele Pavel Pătruț, că atunci când fiecare dintre noi am venit la pocăință, a trebuit să auzim și să înțelegem că pe calea aceasta pocăinței vom avea și necazuri. Dar îndrăzniți, spune Domnul Iisus, eu am biruit lumea. A fost preot în Biserica Ortodoxă și într-o zi m-am pocăit. Poate că o să ziceți, dar ai ceva cu ce să ne dovedești că ai fost preot? Vă cânt o cântare. Și destul. Aleluia. Să vedeți dacă am fost popă sau n-am fost popă. Și vă mai arăt încă ceva să vedeți dacă am fost popă sau n-am fost popă. Ridica Domnul. De unde va veni ajutorul meu? Fii binecuvântat, Doamne. Și lingurița. Și mi-a rămas și patrafirul.
patrafilul ăsta spovedea. Fără patrafil, păi luam și bani, pentru că slujba neplătită nu-i primită. Așa ziceam. Ăsta e patrafilul. Și asta e reverenda, haina mea de popăr, care am avut-o când am slujit ca popăr și am dat parfie. Vedeți? Ce buzunare mai are. Are duble buzunare. Acum eu am buzunare de păstor, de stacămare. Înainte aveam buzunare de popă. Era... Lasă că spun imediat. Am fost preot în județul Alba. Eu sunt din Aiud, de unde e pușcăria aia cunoscută. Am copilărit pe lângă pușcărie, nu pușcărie. Sunt din Aiud, județul Alba, și am fost sfințit preot de către episcopul Andrei de Alba Iulia. Și mi-am dorit să fiu preot pentru că într-o zi la Aiud am văzut pe oamenii care au suferit pentru credință, așa cum este omul acesta care a mărturisit. În perioada comunistă au fost oameni care în România au suferit pentru credință. Unii au suferit bătăi, alții batjocuri, alții lanțuri, alții închisoare. Au fost unii care au făcut închisoare nu pentru delicte de drept comun, că au furat ceva, nu, au fost și dintre aia. Dar au fost unii care au făcut închisoare pentru credință în România. Între 1948 și 1964, când s-a dat un mare decret de grațiere, în perioada între acești ani au fost oameni care au suferit pentru că n-au vrut să zică bun venit regimului ateist, regimului comunist, ci mai bine au suferit pentru Domnul Iisus decât să spună bine ai venit regimului comunist. Pentru că regimul comunist, pe lângă faptul că a făcut blocuri și uzine, nu ne băgăm în treaba asta, nu ne aparține nouă, dar regimul comunist avea un mandat să-L scoată pe Dumnezeu din inima oamenilor. Să-L scoată pe Iisus Hristos afară, din viața omului, din familia omului, din școală, din societate, din politică, din economie, din tot, afară cu Dumnezeu. Și au fost oameni care au zis, nu-i bine. Dumnezeu trebuie să rămână în mijlocul oamenilor. Dumnezeu trebuie să rămână în societate. Avem nevoie de Dumnezeu. Și pentru că au zis cuvintele acestea, au fost aruncați în pușcărie. Și pentru că dumnealui era incomod pentru regimul comunist. Și din gomul acela n-a putut să-l omoare. I-a omorât copilul. Au fost oameni care au suferit în închisoare. Îl țin minte. La Aiud venea în 1990, după 90, 91, 92, venea un pastor pe nume Richard Vumbra, care împreună cu soția lui Sabina au fost despărțiți mai bine de 10 ani. Unul la canal, soția era la canal, iar el în închisoarea din Aiud. Și după 10 ani, au venit iarăși împreună și au trăit fericiți până la adânci bătrânețe. Ce familie deosebită! Nu vedeți că te superi și te desparți imediat. Dar ei au stat 10 ani despărțiți pentru credință. Și după ce au avut ocazia să se întâlnească din nou, au trăit fericiți până la adânci bătrânețe. De așa familie avem nevoie. De ce au putut lucrul acesta? Pentru că era Dumnezeu acolo, în familia acestor. Vreau să vă spun dumneavoastră că l-am auzit pe omul acela că spunea, dacă zidurile acestei închisori ar putea vorbi, ar vesti minunile lui Dumnezeu. Aici, în închisoarea din Aiud, zicea, am trăit atâtea minuni. Eram acolo izolat, zice, într-o zarcă, sub pământ, ca să nu mai văd soarele, să n-au cilipinul păsărilor, să nu pot să iau contact cu nimeni, decât gardianul deschidea vizeta și mi-arunca un codru de pâine și o cană de apă, mi le turna acolo și atât, să nu pot să iau contact cu nimeni. Și au crezut că o să nebunesc dacă nu mai vorbesc cu nimeni, Șase luni m-au ținut acolo, la întuneric. Dar ei nu știau un lucru, că eu în fiecare zi vedeam slava lui Dumnezeu. Aleluia! Acolo în celulă se cobora Dumnezeu. Aleluia. Și așa cum venea la marele preot din templu din Ierusalim și se cobora la templu slava lui Dumnezeu, așa se cobora slava lui Dumnezeu în celulă. Stăteam de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu stătea de vorbă cu mine. Îmi aducea din Duhul Sfânt aminte toată Biblia.
Toată Biblia, Dumnezeu îmi vorbea continuu și n-am înnebunit, ci am ieșit mai fericit decât alții. L-am auzit pe fratele Nicolae Moldovean, care a suferit și el la închisoare din Aiud, de la Sibiu, care a spus așa următoarele cuvinte, zice, într-o zi eram pe burtă, în închisoare. Ne-au pus gardienii să ne desfacem cămășile și să stăm în noroi, în țărână, toată ziua pe burtă. Ce umilitor să-ți spun, desfăți cămașa și pune-te pe pământ și stai toată ziua pe burtă. Și gardienii își băteau joc de noi, se urcau cu picioarele pe noi și treceau peste noi. Și la un moment dat i-am zis, Richard, dă-te puțin mai aproape, că erau amândoi în închisoare. Că Dumnezeu mi-a pus în minte o cântare. Și au început să cânte acolo, pe jos, pe burtă. Cu El biruim, cu El biruim, oricât de îndrăjită e lupta, Aleluia, cu Domnul Iisus biruim. Aleluia. Să cânti pe burtă, în mijlocul batjocurilor, o astfel de cântare. Cu El biruim, oricât de îndrăjită e lupta, cu Domnul Iisus biruim. Să ne ajute Dumnezeu să cântăm în fiecare zi în casele noastre. Să se audă cântări la toți vecinii, că uite, cântă pocăit. Dar aia cântau în pușcărie și noi nu mai cântăm nici măcar acasă. În bucătărie, în atelier unde te duci, la lucru, în curte, când repare bicicletă sau ceva. Să cânti cântări, să te audă vecinii. Pe ei auzeau și ce. Și de la oamenii aceștia care au suferit pentru credință, am auzit și am putut să văd că există un Dumnezeu cu adevărat care nu i-a părăzit pe ei și care acolo în închisoarea din Aiud a făcut atâtea minuni. Și li s-a descoperit și acești oameni au văzut slava lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au gustat și au văzut cât de bun este Domnul. Și atunci, ca tânăr adolescent care îi auzeam pe aceștia în 1990, 91, 92, îi auzeam pe aceștia că veneau la Aiud și mărturiseau, am zis, vreau și eu să gust și să văd cât de bun este Domnul. Și unde să mă duc? Pe care cale s-o apuc ca să-L cunosc pe Dumnezeu? Pe calea strămoșească. Adică la noi, la Biserică Ortodoxă. La noi, la preot. Și astfel m-am dus la Sibiu, anul de examen, am reușit la facultate, am terminat facultatea, m-am licențiat în teologie, m-am dus la Episcopia de Alba Iulia, de care aparțineam, am fost sfințit preot de către Episcopul de Alba Iulia, am primit o parohie în Munții Apuseni, m-am căsătorit și viața și-a urmat cursul de om de familie. Dar nu m-am mulțumit doar să am o parohie și o casă unde să locuiesc și un salariu bun de popă, că popă să fii, că trăiești și de la morți și de la vii. Și astfel, nu m-am mulțumit doar să am o casă în care să locuiesc, o casă parohială, cu tot ce trebuie să aibă o familie. Nu m-am mulțumit doar să am o poziție, să-mi spună lumea, să rămână părinte, și mai ales cu cât îmbătrâneam, cu atât oamenii mă respectau mai mult. Nu m-am mulțumit pentru că n-am căutat doar lucrurile acestea în viață. Și am căutat ceea ce spuneau oamenii aceia care au suferit pentru credință, printre care este și dumnealui. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Am zis, vreau să fiu preot, dar nu doar pentru ca să am casă, să am mașină, să am o familie, să am tot ce trebuie, salar. Vreau. Astea-s bune. Avem nevoie fiecare dintre noi de ele. Dar dincolo de astea, trebuie să privim. Și vreau să gust și să văd cât de bun este Domnul. Vreau să trăiesc și eu minuni. Dacă acolo în pușcărie, după zidul, i-a făcut Dumnezeu minuni. Dar acum în libertate, oare Dumnezeu nu mai poate să facă minuni? Știm că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Și vreau să vă spun că au trecut 5 ani de slujire ca preot. Am ajuns în Banat, din Ardeal, în zona de unde este dumnealui, în Caraș Severin, și acolo am cunoscut oameni pocăiți. Acolo, în satele unde am ajuns preot, în Caraș Severin, erau două adunări de pocăiți. Și tare mi-a plăcut de pocăiții de acolo, din satele unde eram eu preot. Erau pentru mine o mărturie. O mărturie de creștini. O mireasmă de la viață spre viață. Aleluia. Nu era un prilej de potignire. Nu ne potigneam în ei. Ci, dimpotrivă, îi admiram pe pocăiți. Oameni deosebiți. Nu intru acum în amănunte,
însă oamenii aceștia m-au provocat, pocăiții m-au provocat și mi-au zis, Domn Părinte, nu ai vrea să studiezi și dumneatale Biblia? Și am zis, dacă îi spun că nu vreau să studiez Biblia, să râd pocăiții de mine, că o să vorbească unul cu altul și o să zică, uite, vezi popa, nu-i place să studieze Biblia. Dar dacă mă duc să studiez Biblia, am învățat la facultate că e păcat să studiezi Biblia. E păcat să citești Biblia. Domnilor studenți, ne spuneau profesorii, să nu citiți Biblia, că s-ar putea să vă rătăciți. Că au mai citit-o alți preoți înaintea voastră și s-au rătăcit. Au citit-o John Wycliffe, preot profesor la Oxford, primul dintre reformatori. A citit-o Martin Luther, preot profesor din Germania, la Wittenberg, și fiindcă a citit Biblia, s-a rătăcit. Au citit-o alții, Savonarola, Hubmaier și alți preoți, și s-au rătăcit. De aceea să nu citiți Biblia, că s-ar putea să vă rătăciți. Acum eram invitat să citesc Biblia, să studiez Biblia, dar să mă duc, să nu mă duc. Că dacă mă duc, încalc ceea ce au zis profesorul, să nu facem. Iar dacă nu mă duc, se râd pocăiții de mine. O să zică, uite, popa, ăsta e popă, care nu-i place să studieze Biblia. Toată viața, când o să stau acolo în parohie, o să zică, nu o să mă arate cu degetul, dar o să vorbească pocăiții. Uite ce popă, nu-i place să studieze Biblia. Și am zis, hai că vin să studiez Biblia. Și am luat-o și pe doamna preoteasă. Și soția m-a zis, studiem, dar să nu cumva să ne pocăim. Și eu am zis, Doamne ferește să se pocăiască popa. Și acum mă rog lui Dumnezeu în fiecare zi să se pocăiască toți preoții. Amin, amin, aleluia. Slavă Domnului. Că toți au nevoie de pocăință. De la plădică până la opintă. De la ăla din București până la ultimul preot dintr-un cătun de țară. Toți au nevoie de pocăință. Și eu și toți avem nevoie de pocăință. Da. Și vreau să vă spun dumneavoastră că în momentele acelea am hotărât să mă duc cu soția mea la un centru de studii biblice unde ne-au invitat pocăiții, nu la ei acasă, la un centru, Domn Părinte, dacă doriți să studiați, timp de 2 săptămâni Biblia. Împreună cu soția și cu cele 2 fetițe pe care le aveam atunci, ne-am dus să studiem. Acum mai avem încă 2, avem 4 și mai avem și un băiețel, avem 5 copii. Și vreau să vă spun dumneavoastră că cu creionul în mână am început să studiem Biblia fără ca să fie vreun profesor eminent, să spunem acolo, Paul Negruț, Iosif Țon sau alții, ci ca să spui că te-au influențat acei profesori. Și cu creionul în mână, așa era un curs de studiu biblic, încât cum mergeam în studiul biblic, am văzut că Biblia vorbește doar despre o singură persoană. Și anume despre persoana Domnului Iisus Hristos. Aleluia! Crească Domnul! Și am văzut că în Iisus Hristos Tatăl a așezat toate lucrurile. Și că în Iisus Hristos avem iertarea, în Iisus Hristos avem răscumpărarea, în Iisus Hristos avem viața veșnică, în El a așezat Domnul toate comorile înțelepciunii și științei Lui Dumnezeu. În Iisus Hristos suntem strămutați din împărăția Întunericului, în împărăția Luminii, în împărăția Fiului Dragostei Lui. În Domnul Iisus Hristos avem totul de plin. În El avem ființa, viața și mișcarea. Am văzut că doar Domnul Iisus este singurul Mântuitor. Am văzut că doar Domnul Iisus este singurul Mijlocitor. Că doar Domnul Iisus este Marele Preot, pus de Dumnezeu și nu de oameni. Și cu creionul în mână, încet, 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 l-am descoperit pe Domnul Iisus Hristos. Și am mai descoperit că El este Mijlocitorul legământului între om și Dumnezeu. Că El este la mijloc între noi și Dumnezeu. Și am mai descoperit ceva. Că nimeni nu poate să vină la Tatăl decât prin mine, zice Domnul Iisus Hristos. De aceea mi-a plăcut, cum a zis fratele, să vă cumpărați totdeauna bilet, să nu umblați cu nașul. Adică, din punct de vedere spiritual. Eu sunt ușa, spune Domnul Iisus. Eu sunt ușa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Hoțul vine pe altă parte. Tâlharii vin pe altă parte. Așa că cine vrea să intre la rău, să vină pe la Domnul Iisus. Cine o ia pe la preoți, este un hoț și un tâlhar.
n-ajunge nici odată. N-ajunge nici odată. Și poporul acesta este mințit că așa se ajunge în rai. Dar nu așa se ajunge în rai. Nu mergând la Parascheva să te închini, să o pupi, să ajungi în rai. Nu mergând la Dimitrie, la București, să-l pupi și să ajungi în rai. Nu mergând la Timișoara, la catedrală, să le săruți pe Iosif de la Patmos. Nu așa. Nu prin pomene și prin slujbe. Nu așa. Ci eu sunt calea adevărului și viața. Asta e calea care duce la împărăția lui Dumnezeu. Și vreau să vă zic dumneavoastră că am văzut, studiind, că Iisus Hristos a murit pentru păcătoși. Că Dumnezeu nu dorește moartea niciunui păcătos, ci dorește ca orice păcătos să se întoarcă de la care nu cerea și să fie viu. Și am început să studiem jertfa Domnului Iisus Hristos pe toate aspectele care ne este prezentat în Noul Testament. Și am văzut că în spatele crucii Domnului Iisus Hristos, în spatele crucii, este dragostea lui Dumnezeu față de oameni. Am descoperit că Dumnezeu ne iubește. Și am descoperit cine este Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Și în fața iubirii lui Dumnezeu, arătată prin jertfa Domnului Iisus Hristos și prin cuvintele Domnului Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, am văzut că în spatele lucrării Domnului Iisus Hristos este de fapt dragostea lui Dumnezeu. Și în fața unei iubiri atât de mari, n-am putut să stăm neposător. Inima noastră de piatră s-a făcut o inimă de carne. Inima noastră de gheață s-a topit înaintea dragostei lui Dumnezeu. Și ceea ce trebuie să rămânem în seara aceasta și ceea ce trebuie să știm în seara aceasta este că iertarea despre care v-a vorbit fratele Pavel, atât de înțeles pe înțelesul fiecăruia, iertarea este sinonimă cu dragostea lui Dumnezeu. Iertarea este sinonimă cu dragostea lui Dumnezeu. Și motorul care mișcă lumea aceasta și care ne mișcă pe fiecare dintre noi este dragostea. Sau combustibilul care mișcă inima noastră este dragostea. Nu vedeți un om fără iubire, este un om împietrit? Însă un om care iubește este un alt fel de om. Nu vedeți că dragostea pentru o persoană, pentru un bărbat, pentru o femeie, te face să te duci până la capătul pământului și spui că nu-i greu. Te sui acum pe mașină și te duci până două zile să te întâlnești cu persoana pe care o iubești. Și spui că nu a fost greu. Și te bucuri că te întâlnești cu acea persoană. Așa este. Câți n-am făcut aventuri din acestea, nu? Din iubire. Ne-am dus până nu știu unde. Și am riscat anumite lucruri. Nu ne mai interesa nimic. Pentru că ceea ce ne împingea era dragostea. Și dacă dragostea unei persoane umane este în stare să te miște, să miște ființa ta, dar dragostea lui Dumnezeu. În fața dragostei lui Dumnezeu, în fața iubirii lui Dumnezeu, inima mea n-a putut să stea nepăsătoare. Când am descoperit cât de mult mă iubește Dumnezeu, că l-a dat pe singurul său fiu să moară, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. În fața iubirii am zis, Doamne, îți mulțumesc că mă iubești. Și îți mulțumesc că mi-ai demonstrat că mă iubești. Doamne, vreau să spun și eu că te iubesc. Doamne, vreau să intru în legământ cu Tine. Doamne, vreau să mă cunun cu Tine. Doamne, vreau să am o relație personală cu Tine. Doamne, vreau să mă fac una cu Tine. Doamne, inima mea s-a încălzit acum de dragostea Ta. Și știu că inima Ta este caldă, fierbinte de dragoste pentru fiecare dintre noi. Doamne, primește-mă. Și l-am primit și eu pe Domnul Iisus în inima mea. M-a primit și El în inima Lui. Și astfel, ceea ce m-a făcut să-mi schimb traiectoria vieții a fost întâlnirea mea cu dragostea lui Dumnezeu. Inima mea n-a putut să stea nepăsătoare la o iubire așa de mare. L-am descoperit pe Dumnezeu. Am studiat Biblia. A venit bucuria mântuirii în inima noastră. Am primit iertarea pe care o dă Dumnezeu prin sângele Domnului Iisus Hristos. Am primit cuvintele vieții veșnice. Și ca să-i demonstrez și eu că iubesc pe Dumnezeu, că El mi-a demonstrat că mă iubește, am descoperit un verset din Scriptură, că dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Veți păzi cuvintele mele. Pentru că ascultarea
face mai mult decât jertfă. Poți să aduci 1000 de parastase. Dacă n-asculți de Dumnezeu, sunt una cu nimic. Ascultarea, fără niciun parastas, face mai mult decât toate jertfele. Și când am înțeles lucrul acesta, m-am hotărât să ascult mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și eu, și soția, în a doua săptămână de cursuri, am căzut la picioarele crucii Domnului Iisus Hristos. Descoperind aici jertfa Domnului Iisus Hristos, am zis, te primim ca Domn și Mântuitor personal. Vino, Doamne Iisuse, în inima mea. Mărire, și în inima mea, și în inima soției mele. Însă, după ce au trecut aceste momente de predare, am plâns, ne-am plâns păcatele, ca oricare dintre dumneavoastră, am plâns înaintea lui Dumnezeu, când l-am primit pe El și a venit mângâierea pe care dă Duhul lui Dumnezeu, a venit iertarea pe care dă Dumnezeu. Asta a fost sâmbătă, în prima săptămână, o bucurie deosebită. Și seara, frații acolo, la institutul acela, îmi spuneau, de acum o să vină Satana și o să te încerce și o să te ispitească și o să te aducă tot felul de gânduri, să ai grijă să nu cedezi, pentru că să fie o luptă pentru sufletul tău. Că Satana nu este mulțumit ca să te piardă pe tine ca slujitor din Biserica Ortodoxă și să treci de partea lui Dumnezeu. Nu-i place lucrul acesta. Satana vrea să te piardă, nu vrea să fii mântuit. Iisus vrea să fii salvat, vrea să fii mântuit. Să ai grijă că va veni încercare peste tine. Și eu am zis, nicio problemă, lasă, poate să vină Satana, nu mi-e frică de Satana, nu nicio problemă. Deci mă dădeam eu în grade, în fața lui Satana. Și nu mi-a fost frică, nu sunt un om fricos. Nu mi-a fost frică. Însă Satana e mai deștept decât noi. Dar Domnul Iisus l-a biruit, slăvit să fie Domnul. Poate să fie El cât de deștept. Domnul Iisus l-a biruit. Și nu sâmbătă aceea seara, deci sâmbătă ziua, m-am hotărât, nu sâmbătă seara. Duminică dimineața, între cele două săptămâni de studiu, duminică dimineața, parcă așa dintr-o dată s-a născut un război spiritual în mintea și în sufletul meu. Pe de o parte, mă bucuram că L-am găsit pe Dumnezeu, că L-am primit pe Domnul Iisus, eram așa de bucuros în sufletul meu, dar pe de altă parte mă gândeam că mai este o săptămână, mă întorc înapoi la parohie, eu acum am început să cred ce spune Scriptura, vreau de acum înainte să spun doar cuvintele Domnului, să trăiesc doar cuvintele Domnului, ca să-i arăt că-L iubesc, că cine mă iubește împlinește, păzește poruncile mele. Și nu numai pentru mine să le țin, să le spun și enoriașilor, mei, fiind preot, că trebuie să vorbesc, nu este slujba mea să-i învăț pe oameni ce trebuie să-i învăț. Și că nu o să mai spun nimic din tradiții și obiceiuri, numai din Biblie, din Cuvânt Dumnezeu, că aici în Cuvânt ni se vorbește despre o mântuire așa de mare. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, nu tradițiile, nu obiceiurile, ci doar Evanghelia. Și m-am gândit că mă voi întoarce înapoi la parohie și că imediat cum mă întorc la parohie, fiind în perioada Paștilor, aveam de mers prin cimitir, să cânt la mormintele morților. Încă ne rugăm pentru iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, Ion Maria Gheorghe Floarea, cu tot neamul lor cel adormit și casele sertelor toată greșeala cea de voie, și ca să-i așeze în sânul lui Avram, în loc luminat, în locul verdeață, de unde a fugit toată durerea, tristarea și suspinarea. Doamne, miluiește, de Doamne, veșnica lor pomenire în Raiul lui Dumnezeu, împărăția cerurilor. Și prin slujbele mele, eu ziceam că îi bag pe oamenii în sânul lui Avram, în Raiul lui Dumnezeu. Dar aici am descoperit că ni s-a descoperit o mântuire așa de mare, printr-un singur nume. Deci nu este alt nume care să fie mântuit decât numele Iisus Hristos. Cum să zică prin slujbe de bagă în rai, când Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Nu mai pot să fac slujba asta. Dar dacă o să le spun la oameni că nu mai fac treaba asta, o să zică lumea, păi stai puțin, că noi te plătim. Dumneata le ești slujitorul nostru, te stai în casa parohială, salariul de la noi, faci ce spunem noi și ce trebuie să faci ca popor. Dar eu nu mai pot să fac.
Păi nu pot să nu fac, că odată treabă sărbătorile Paștilor să zici că faci și duminica viitoare, dar numai o singură dată e Paștele și atunci ce trebuie să faci, trebuie să faci. Nu poți să amâni pe duminica aia. Apoi aveam de botezat un bebeluș. Eu mi-am dat seama că botezul trebuie făcut la maturitate. Studiind Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, cel ce crede și se va boteza, mai întâi credința, după aia botezul. Și am zis, cum se boteze un bebeluș? O să-l întreb, măi Marius, tu crezi că Domnul Iisus a murit pentru păcatele tale? Dar n-ar rost să-l întreb, că El nu a făcut păcate, dacă are numai 6 săptămâni, ce-o păcătuit? Că s-a născut, aia o păcătuit. Păi ce păcate are un bebeluș, nu? Și am zis, cum pot să-l botez eu pe copilul ăsta? Crezi în Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor personal? Nu să zică nimic, că El nici nu înțelege ce spun. Nu mă înțelege pe mine, nu știe limba română. La 6 săptămâni, nu cunoaște să vorbească, nu pricepe nimic ce vorbesc eu. Și atunci o să zic, ia la casă, că nu pot să-l botez. Când o să fie mare, când crede și se va boteza, va fi mântuit. Păi, dar vine nașa cu nașul. Păi mă iau ăia la bătaie. Că-s cu muzica acolo în drum. Și cu acordeoanele. Și știți cum este? Cu masă mare, cu petrecere. La botez și la... Cum să fac să scap de lucrurile acestea? Că de nu mă duc eu în cimitir și de nu botez copilașul și alte lucruri de felul acesta. Atunci o să fac reclamațiile episcopie. O să mă dea afară din parohie. Dacă mă dea afară din parohie, din ce mai trăiesc? Că nu știu altceva să fac decât numai să fiu popă. Că asta am învățat. Din liceu m-am dus la facultate, din facultate la parohie și asta știu să fac. Dacă mă dea afară și o să lucrez, unde o să mă duc? Am soție, sunt responsabil, am 2 copii. Ce o să facem? Și am început să mă gândesc ca un bărbat, ca un om responsabil de familie. Dar pe de-o parte era Domnul Iisus și dragostea lui Dumnezeu și pe de cealaltă parte erau gândurile acestea pe care mi le scosese Satana ca să mă împiedice de a mai merge pe calea pe care ei m-am hotărât să merg și astăzi a venit cu gânduri care să spună stai liniștit, stai liniștit, că dacă faci asta o să pierzi tot. Ce vei face mai departe? Din ce vei trăi? Unde vei merge? Unde vei locui? Și vă spun sincer, am început așa să plâng înaintea lui Dumnezeu. Și soția se uita la mine, nu știa, n-am vrut să-i spun, era doar între mine și Dumnezeu, era o luptă în sufletul meu. Și cineva, un tânăr de acolo, de la institut, a zis, dacă vrea cineva să vină la Lugoj, în oraș, institutul era la 30 de kilometri de Lugoj, dacă vrea să vină la biserică, o biserică mare, de 1000 și ceva de membri, este duminică, care vrea să meargă la biserică, haideți și voi. Mergem cu un microbus. Și am zis, hai să mergem și noi, către soția mea. Și pe mașină m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, te rog frumos vorbește. Doamne, Tu vezi că eu vreau să fiu cu Tine. Vreau să gust, vreau să închei legământ, vreau tot să Te urmez pe Tine, că sunt preot și vreau să fiu al Tău cu totul. Dar, Doamne, ce voi face dacă mă vor da afară? Unde voi merge? La părinți mă întorc acasă? Cu 2 copii, cu nevastă, cu 2 copii, la apartament? Unde să stăm? Și pe mașină, rugându-mă lui Dumnezeu, am ajuns la adunare, m-am pus undeva sus la balcon, nu mă știa nimeni, adunare mare, de 1000 ceva de persoane, mă știa atât Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu care cercetează cele ale lui Dumnezeu și cercetează și cele ale noastre, El ne cunoștea. Și m-am pus acolo pe un scaun, pe o bancă, sus la balcon. A fost programul de cântări, de poezii și la un moment dat pastorul care predica a citit în epistola către evrei. Și ce voi mai zice? Căci nu ne-ar ajunge vremea să vorbesc de Gedeon, de Samson, de Barac, de Eftaie. Prin credință au biruit împărății. Prin credință femeile și-au luat pe morții lor în viață. Prin credință. Și apoi, pentru credință au suferit bătăi, batjocuri, uitați ca dumnealui, lanțuri, închisoare și alte lucruri. Și apoi, după ce a citit cuvântul, a predicat aproximativ o oră despre credință, cum vei birui toate lucrurile, numai să ai credință, dragul meu, ție-ți vorbesc,
din partea Domnului, să ai credință, să ai credință și vorbea numai mie. Și pentru credință se merită să pierzi totul. Chiar dacă vei rămâne fără servici, chiar dacă vei rămâne... Doamne, dar de unde știe omul ăsta? Eu m-am rugat. Doamne, dar nu mă cunoaște, eu nu-l cunosc, nu l-am văzut în viața mea pe pastorul ăla care predica. Nu știam cine e. Și spunea, dragul meu, să ai credință și vei birui. Prin credință s-au făcut toate lucrurile, prin credință. Și ce o predică deosebită, ce-a predicat omul acela. Și apoi pentru credință merită să pierzi totul, că alții au suferit bătăi, bajocuri pentru credință. Tu se merită să pierzi serviciu, se merită să pierzi casa. Exact ce mă rugam eu, aia predica el. Ce mă rugasem eu, aia predica pastorul. Și atunci am zis, cu adevărat mi-a vorbit Dumnezeu. Cu adevărat aici este Dumnezeu. Aleluia. Cu adevărat aici mișcă Duhul lui Dumnezeu. Se mișcă Duhul lui Dumnezeu. A cunoscut omul acesta gândurile mele, rugăciunea mea către Dumnezeu, de unde s-o știe omul ăsta, că nu m-am văzut niciodată. Cum nu v-am văzut eu pe dumneavoastră și noastră pe mine, așa nu l-am văzut nici eu pe pastorul acela. Și am ieșit afară. Și am zis, de acum nimeni și nimic nu mai poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Și soția mea s-a hotărât duminică, după masa, și miercuri, în a doua săptămână de cursuri, am lepădat pentru totdeauna haina aia neagră a preoției, am lepădat-o și am îmbrăcat haina albă a botezului. Urmându-L pe Domnul Iisus Hristos întru totul, arătând tuturor lui Dumnezeu și oamenilor că vrem de acum înainte să împlinim doar cuvântul lui Dumnezeu, credem că doar cuvintele Lui sunt cuvintele vieții veșnice și de acum vrem să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și ne-am întors înapoi la parohie botezați. Am zis că noi nu ne bucurăm, dar fiindcă ne-am întâlnit cu dragostea lui Dumnezeu, n-am mai putut să stăm nepăsători. Ne-am întors înapoi la parohie și eu și soția, cred că zbura. Eram atât de bucuroși și suntem și acum, slăvit să fie Domnul. Și bineînțeles că n-am putut să tac din gură, eram preot, trebuia să spun oamenilor. Ce să spun? Cuvintele lui Dumnezeu. Și am început să le spun la oameni. Și oamenii au zis, așa ceva n-am mai auzit. Preoții dinaintea noastră, dumneavoastră, Domn Părinte, nu au vorbit așa ceva. Și am început să le vestesc Evanghelia despre Domnul Iisus Hristos. Și am zis, numai El avem totul. Numai în alte lucruri. Și am început să iau cu icoanele, cu morții, cu moaștele, cu tot. Numai în Iisus Hristos. Și ce cunoșteam din cursul acela care l-am studiat, aia am început să le spun. Și oamenii mi-au făcut reclamație la episcopie. Și imediat au venit consilierii de la episcopie să mă ancheteze. Să vadă ce vorbesc, ce fac acum. Că lumea au zis că am nebunit, că am început să predic apocăiți, că am început să predic botezul la maturitate. Și oamenii m-au întrebat, și părinte, cum o să ne botezi pe noi? Că avem la biserică doar cristălița aia mică. Acolo nu încăpem noi. Păi nu nicio problemă, am zis. Aici în fața altarului, știți cum este altarul, aici, în fața altarului, mergem la Oravița, e la orașul mai apropiat, cumpărăm de la magazin o vană mare, cea mai mare, și eu vă predic Evanghelia. O punem vana aici, în fața altarului, acolo, înainte, picoanelor. Și cine crede ce vă predic eu și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu? Și au venit cei de la episcopie. Am discutat multe, multe, multe ore cu ei în vinerea florilor, înainte cu o săptămână de Paști. Și au venit cei de la episcopie și mi-au zis, după multe, ia o foaie și două declarații, să rămână scris, că vorba zboară. Scrisul rămâne. Ia o foaie și scrie. Este adevărat că ai primit botezul la maturitate. Și am răspuns, da, este adevărat. Consideri o gravitate lucrul ăsta, e grav? Cum consideri? Ce părere ai despre el? Am zis, e foarte grav. Dacă este privit din punct de vedere, dacă e privit din punct de vedere al tradiției, e grav. Dar dacă este privit din punct de vedere biblic, mi se pare corect. Mă, tu deja vorbești ca pocăiții, mă.
Păi nu, eu vorbesc ce spune Biblia, că și pocăiții se iau după Biblie, care e partea a doua, dar eu mă iau după Biblie. Și atunci spune, ce gânduri ai tu de viitor? Și am răspuns, doresc să rămân preot în Biserica Ortodoxă, că n-aveam unde să plec. Era o săptămână până la Paști, unde să plec. Doresc să rămân preot, însă, fără nicio adăugire de minte omenească și tradiție strămoșească, vreau să predic doar Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu. Nu se poate. Fără Sfânta Scriptură nu se poate. Fără Sfânta Tradiție nu se poate. Doar cu Scriptura nu se poate. Și ei au zis că nu se poate, eu am zis că se poate și... Nu. Tot discuții de genul acesta. Și atunci au zis, în clipa aceasta, dezbraci haina preoției, predai cheile, predai inventarul, predai contabilitatea, caseria, banii, tot, biblioteca, tot ce ai pe inventar, că luase pe inventar, predai totul. Și în clipa aceasta, era așa o vreme cum ar fi acum ploioasă, în aprilie, în clipa aceasta, afară, cu soția, cu copiii, din casa parohială. Era exact cam ora 10, să zicem. Cam cum ar fi acum, pe vremea asta. Afară din casa parohială. Și am zis, dar de ce trebuie să plecăm tocmai acum în miezul nopții? Pentru că un sectant, un eretic, un pocăit, nu are voie să mai doarmă într-o casă ortodoxă. Afară din casa parohială. Păi stați puțin, că nu putem să ieșim așa. Că avem mobilă, avem lucruri, avem toată casa, tot ce avem e al nostru, cum să ieșim așa cu ele în drum? Avem grădină, aveam purcei, aveam cățel, aveam albine, subalbine, stai că totuși eu sunt domn gospodar, eu n-am stat degeaba. Eu am avut bani și mi-am cumpărat de toate. Și așa că eu nu pot să plec așa, cum adică să ies afară din casă? Păi toate lucrurile astea sunt ale mele, cum adică să plec așa dintr-o dată? Afară. Păi nu plec, nu ies, cum să ies? Și atunci am zis, vă rog, dați-mi voie, măcar 10 zile, să am timp să găsesc o mașină mare pentru mobilă și lucruri, o casă cu chirie, să caut chirie, să văd unde îmi duc lucrurile. Nu pot așa dintr-o dată, de asta nu judecați, nu sunteți oameni, că nu pot să ies așa. Și am zis, maxim 3 zile merită un trădător. Nu 10 zile, maxim 3 zile. Vinerea florilor, nu, sâmbătă a florilor, duminică și luni afară din casa parohială. Înainte cu o săptămână de Paște. Că dacă te-am lăsat 10 zile, ai prinde și Paștele. Și un măr stricat le strică și pe celelalte. Că la Paști vine multă lume la biserică și nu mai putem să te lăsăm preot pentru că influențezi pe oameni cum nu trebuie. Adică cu Scriptura. Nu trebuie. Cu Scriptura nu trebuie. Și ne-au dat 3 zile. Și vreau să vă zic dumneavoastră că în seara aceea de vineri, spre sâmbătă, exact cum ar fi așa, bine, spre sâmbătă dimineața, au plecat ei pe la 10:30, 11, și pe poarta casei parohiale, după ce au plecat pe la 11:30, pe poarta casei parohiale intră un polițist. Când am văzut poliția, am zis, mă, ce caută poliția la 11:30 la noi acasă? Că dacă am făcut ceva, vreo boacănă, am făcut-o din punct de vedere spiritual. Dar poliția nu judecă problemele spirituale. Poliția vine la alte lucruri, la hoții, la cercuri, la bătăi, la scandaluri. Dar nu vine poliția să mă ancheteze pe mine că m-am pocăit. Ce treabă are poliția? Înainte, da, când era lumea lui tânăr. Dar acum, când sunt eu tânăr, în democrație, nu mai are nicio treabă poliția că eu m-am pocăit. Dar totuși, polițistul vedea cum că cineva și se apropia de mine. Și-a spus, ce trebuie ăsta la noi acum, la miezul nopții? Întinde mâna și zice, pacea Domnului, frate. Și-a zis, Doamne, hai că eu m-am pocăit, dar și poliția s-a pocăit. Și-a zis, pacea Domnului. Pace, i-a zis. Dar dumneavoastră sunteți pocăiți? Zice, ce sunt pocăiți înainte de tine? Ce mult înainte de tine. Îl cunoșteam, era polițist într-o comună alăturată. Dar n-am știut că e pocăit. Și îmi zice, în seara asta m-am pus să mă culc în așezătul meu. Dar Duhul lui Dumnezeu a venit la mine și mi-a zis, scoală-te și du-te până la preotul din satul vecin și întreabă-l dacă are nevoie de ceva. M-a cercetat Duhul lui Dumnezeu. Am auzit de tine că te-ai pocăit, dar m-am culcat, nu, s-o pocăit treaba lui.
Și Duhul lui Dumnezeu a zis, du-te și întreabă-L dacă are nevoie de ce să vină. M-am sculat, m-am îmbrăcat, m-am echipat, adică ca să vin în mod oficial, că altfel nu știai cine sunt. Și am venit să te întreb, dacă ai nevoie, de ce nu? Și atunci am zis așa, lucrează Dumnezeu, știe Dumnezeu dacă am eu nevoie de ceva. Oh, a zis, extraordinar e Dumnezeu. Cum le știe Dumnezeu pe toate? Și atunci îmi zice, un verset din Scriptură spune în felul următor, purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Altfel nu primești legea, numai dacă îți porți sarcinile unii altora. Și i-am zis, avem nevoie de ajutor. O mașină mare pentru mobilă și lucruri, o casă cu chirie să mă ajuta să-mi găsesc undeva să locuiesc. La apartament nu puteam, că aveam și cățel și cucel și albine, unde se bagă în apartament. O casă vreau undeva să-mi chiriez, mă duc la lucru, muncesc, dar asta este viața. Merg înainte. Și atunci a zis, în numele Domnului Iisus Hristos, toate problemele tale deja sunt rezolvate acum. În numele lui Iisus. Slavă Domnului. Vii la mine acasă, ai unde să stai. Noi n-avem copii și vă luăm pe voi la noi acasă. Pentru o vreme. Veniți la noi acasă. Iar problema cu mașina mare, ies acum în drum și primul camion care trece, ridic paleta, îmi trage dreapta, când trângare mobila, îl cumpă șoferul, trângare și mobila, și ai venit la mine acasă și am rezolvat. Și eu care mă gândeam, cum o să fie? Când o zic, eu numai opresc o mașină și ți-am îngărcat lucrurile și am plecat. Și-am zis, nu, stați puțin, că e totuși 12 noaptea, nu putem acum, dar când să vin? Nu, bine, mergem acasă și ne întâlnim mâine. Păi mâine, pe la 10-11, până ne aranjăm prin lucrurile. Și noaptea aceea pentru noi a fost noaptea pe care au avut-o evreii când au plecat din țara Egiptului. Nu m-am dezbrăcat. Cum am fost peste zi, așa am rămas. Că n-am închis un ochi, nici eu, nici soția mea, am pus copiii să se culce, și amândoi am început să împachetăm în saci, în pături, că nu eram pregătiți de plecare, n-aveam cutii, n-aveam lăzi, în saci, în pături, hainele, lucrurile, ce le aveam, scoteam din vitrină bibelouri, pahare, setul de farfurii, tacâmurile. Și când scoteam astea, soția spune cu lacrimi în ochi, dar de ce trebuie să plecăm? Ce-am făcut așa ceva? Mai este săptămână până la Paști, toată lumea se pregătește, își taie un miel, își face curățenie în casă și noi unde ne ducem? Noi le adunăm acum, dar mâine unde ne ducem? Asta e crucea Domnului Iisus. În lume veți avea? Dar îndrăzniți. Eu am